Luna, cel mai apropiat corp ceresc de pământ, este încă un mare mister. Chiar dacă au trecut 50 de ani de când oamenii au ajuns acolo. Acum asistăm la o premieră istorică în explorarea lunii reușită de China. O sondă lansată a ajuns în dimineața de 3 ianuarie 2019 pe fața ascunsă a satelitului natural. Adrian Șonca, autor al volumului Ghidul Micului Astronom în Univers, a explicat ce înseamnă pentru omenire și pentru lumea științifică demersul chinezilor. E un demers foarte serios. Sunt oameni serioși. De exemplu, înainte să ajungă pe lună, au cartografiat luna și au o hartă a întregii luni la fel de bună ca cea făcută de NASA de-a lungul timpului. După ce au cartografiat luna, au trimis o sondă pe partea aceasta a lunii care se vede de pe pământ. După care au trimis o sondă pe partea opusă, ceea ce s-a întâmplat acum. Ei plănuiesc la anul sau peste doi ani să trimită o sondă care să aducă material pe pământ. Deci ei sunt cea de-a treia națiune care ajunge efectiv pe lună cu o sondă spațială. Întâi au fost rușii, apoi au fost americanii și acum chinezii. În cazul acestei sonde, trimiterea datelor va dura câteva zile selenare. O zi selenară durează cam 28 de zile terestre. Sonda va trebui să reziste la temperaturi foarte mari, cam de 100 de grade și la temperaturi de minus 150 de grade, și de aceea nu este garantată la mai mult de câteva nopți selenare. Unii se întreabă de ce demersul chinezilor este considerat un pas atât de important din moment ce au trecut deja 50 de ani de când primii oameni au ajuns pe lună. Este un pas important pentru a doua economie a lumii care are ambiții spațiale pe măsură. Sonda va face experimente cu plante, va explora resursele și va studia vântul solar. Dacă pe fața lunii, care este mereu întoarsă către Terra, omul a pus piciorul acum 50 de ani, pe cealaltă emisferă nu ajunsese nici măcar un aparat de explorare. Unul dintre motive era imposibilitatea de a comunica direct cu Terra. De aceea, sonda chineză se folosește de un satelit releu plasat pe o orbită convenabilă. Noapte de noapte vedem aceeași față a lunii. Asta nu înseamnă că satelitul Pământului e static, ci doar că se rotește sincronizat cu Tera. Cele două corpuri exercită un efect mareic unul asupra altuia, iar aceasta duce la o ușoară deformare. Deși luna se rotea inițial mult mai repede, în timp mișcarea a încetinit până când diferența față de rotația a Terei a ajuns aproape zero. Unul dintre aspectele fascinante despre lună este că astrul nopții nu a existat din totdeauna alături de Terra. Analizele științifice, simulările pe calculator arată că luna a apărut în urmă cu aproximativ 4,5 miliarde de ani, când sistemul nostru solar era foarte tânăr iar planeta noastră, la începutul formării ei, era ceva mai mică decât Venus. Există multe teorii despre cum a apărut Luna, dar cea mai cunoscută și acceptată este teoria impactului gigant. Conform acestei teorii, Luna s-ar fi format ca urmare a unei coliziuni între Pământ și o protoplanetă, adică o planetă în formare. Aceasta, din urmă, numită Teia, avea aproximativ dimensiunea lui Marte. Șocul ar fi fost atât de violent încât materia din cele două corpuri cerești a fost proiectată în spațiu, iar resturile au început să se învârtească în jurul terei. Și dacă cineva ar fi putut să privească acest spectacol cosmic, ar fi putut observa probabil un inel din astfel de resturi gravitând în jurul Pământului, precum inelele lui Saturn. La începutul formării sale. Luna se afla la doar 30.000 de kilometri distanță de Terra, iar teia protoplaneta care s-a ciocnit cu Pământul, se pare că se afla pe aceeași orbită cu Terra, ceea ce a dus inevitabil la ciocnirea celor două corpuri cerești. La astfel de concluzii s-a ajuns după ce prin misiunile Apollo au fost aduse nenumărate mostre de rocă lunară, aproximativ 385 de kilograme, constatându-se că acestea conțin aceleași elemente ca și Pământul, dar în proporții diferite. Influența gravitațională a lunii încetinește treptat rotația Terei, acesta fiind motivul pentru care durata unei zile nu a fost mereu de 24 de ore, ci de pildă de 18 ore în urmă cu circa 1,4 miliarde de ani. În timp, luna se îndepărtează din ce în ce mai mult de Pământ, cu circa 3,78 cm pe an, pentru a compensa această pierdere de viteză. În general, spunem că anotimpurile sunt determinate de rotația Pământului în jurul Soarelui. Astronomic, anotimpurile înseamnă perioadele între care Terra trece prin anumite puncte ale orbitei, adică ceea ce numim privind de pe Pământ solstiții și echinocții. La începutul când teia s-a ciocnit cu tera, spun specialiștii, șocul a fost atât de violent încât a modificat axa de înclinare a planetei noastre care era la acel moment perpendiculară pe orbita sa. Cu axa perpendiculară pe orbită, intensitatea maximă a radiației solare a fost întotdeauna în același loc, deci nu au existat timpuri. Ciocnirea cu teia a înclinat axa Pământului în jurul valorii de 23 de grade. Prin urmare, anotimpurile se explică prin rotația terei în jurul Soarelui, dar și prin înclinarea axei Pământului. Mareele, fluxul și refluxul reprezintă oscilația periodică a nivelului mărilor și oceanelor, explicabile prin forța de atracție combinată a lunii și a soarelui, perioada de oscilație fiind de aproximativ 12 ore și 25 de minute. Un fapt mai puțin cunoscut și care este fără îndoială, unul dintre cele mai fascinante aspecte despre lună, se referă la faptul că aceasta declanșează nu numai mareele oceanice, ci și mareele terestre. Luna atrage scoarța terestră așa cum atrage și apa. Desigur, mantaua pământului este solidă, dar rămâne totuși elastică și prin urmare deformabilă. Chiar dacă nu ne dăm seama, aceasta se ridică aproximativ 30 de centimetri sub forța de atracție a lunii. Profesorul doctor Florin Munteanu, șeful Catedrei de Geofizică UNESCO, declara într-un interviu că, de exemplu, măsurându-se fenomenul Mareei Terestre, s-a constatat că, în dreptul Bucureștiului, Marea Terestră ajunge la aproximativ 45 de centimetri de două ori pe zi. Pe lună, ziua este foarte cald și noaptea foarte frig. Pe timpul zilei, pe lună, temperaturile ajung la circa 120 de grade, în timp ce noaptea scad la aproximativ minus 170 de grade Celsius. Explicația constă în faptul că luna are o atmosferă foarte rarefiată, apropiată de vid. Neexistând atmosferă, nici lumina soarelui nu este dispersată cum se întâmplă pe planeta noastră. În plus, un nor de praf permanent, asimetric, există în jurul astrului selenar format din mici particule provenite de la comete. În jur de 5 tone de praf lovesc zilnic suprafața lunii. Pentru că nu există atmosferă pe lună, deci nici vânturi, amprentele pe care le-au lăsat pașii primilor oameni care au pășit pe lună în 1969 se văd și astăzi. Forța de atracție a lunii a fost la început de aproximativ o mie de ori mai mare decât astăzi, iar luna se afla mult mai aproape de Terra. Mareile oceanice erau mult mai puternice, ceea ce a fost esențial în apariția primelor forme de viață. Apoi coliziunea cu teia a dus, așa cum a fost menționat mai sus, la înclinarea axei de rotație a Pământului, cu 23,4 grade, făcând posibilă apariția anotimpurilor, alt element esențial în susținerea vieții. Este uimitor că șansa apariției vieții pe Terra se leagă de o coliziune care ar fi putut fi fatală pentru Terra. Nu numai că nu a fost așa, dar pământul nostru și-a găsit și un însoțitor, pe frumoasa Selena, fără de care viața nu ar fi posibilă. Chiar dacă mulți neagă cu obstinație interpretările și sugestiile astrologilor, este o evidență că viața noastră pe această planetă nu ar fi posibilă fără ordinea care există în Univers. Iar din această ordine face parte și Luna, singurul satelit natural al Pământului, care îl însoțește de miliarde de ani și fără de care viața nu ar fi posibilă decât eventual în formele cele mai primitive.